această conferință de presă astăzi, să vă anunțăm că PSD-ul există în continuare, se dezvoltă. În ultimele 2-3 luni, chiar în situația asta de pandemie, s-au mai înscris membrii de partid la noi, mulți tineri, peste 30, sunt încântat de acest lucru, am făcut un apel, am fost ascultat, unul din acești tineri este astăzi alături de noi și am ținut neapărat să o prezentăm în acest cadru, deoarece, eu știu, în ultimile 2-3 săptămâni, 4 săptămâni, am fost solicitată de la mai multe partide, aproape de la toate, să devină membra lor. Este vorba de doamna doctor Mădălina Munteanu. Doamna Mădălina Munteanu este membra Partidului Social Democrat de o perioadă și ne bucurăm pentru acest lucru, pentru că încercăm să atragem cât mai mulți tineri de valoruși alături de noi, de echipa PSD. Bineînțeles, nu numai tineri, dar oamenii care, într-adevăr, au făcut ceva în viață, au niște rezultate, pentru că PSD-ul este plină schimbare și aici la Buzău, pentru că numai cu o echipă bună poți face niște schimbări, într-adevăr, pe care lumea să le observe. S-au întâmplat multe lucruri bune în acești 4 ani, pregătim și noi alegerile pentru următorii 4 ani și, bineînțeles, și doamna Mădălina Munteanu va face parte din echipă și, cu siguranță, și din propunerile, de exemplu, pentru viitorul Consiliul Local Municipal de la Buzău. Cam astea sunt problemele, domnul secretar general, dacă aveți ceva. Da, mulțumesc, domnule primar. Sunt bucuros că astăzi facem o conferință inedită în parc și vă mulțumesc și dumneavoastră. Într-adevăr, Partidul Social Democrat, cum a spus și domnul primar, a rămas atractiv. Vin foarte mulți oameni de valoare, tineri, mai și mai în vârstă, cu oameni cu experiență, nu numai la nivelul municipiului Buzău, ci și în județ. Sunt foarte mulți oameni care vin către Partidul Social Democrat și mulțumesc, Mădăline, că a dorit să facă parte și dorește să facă parte din echipa noastră. O știu pe Mădălina din mai mult din cadrul voluntariatului pe care îl activează în cadrul Crucii Roșii și eu îi mulțumesc și îi doresc succes alături de noi. Știu că e om de valoare, un om bun și văd că oamenii buni vin la Partidul Social Democrat. Îi doresc succes și dacă poate să spun câteva cuvinte. O lăsăm la urmă că are emoții mari. Mă am normal că trebuie să-mi vorbesc cu prima, dar ne mai vorbim de în cadrul ăsta. Da, vreau să felicit și eu pe Mădălina că a decis să facă acest pas și să se alăture echipă. Decizia este ca și luată și alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Iată că în aceste condiții vom intra în precampanie, așadar o așteptăm la municipiu, unde va activa în organizația sectorială din cartierul Micro 14. Și o așteptăm la toate acțiunile pe care le desfășurăm atât în cadrul organizației municipale, cât și în organizația de femei, pentru că acum va face parte și din această organizație. Vă mulțumesc și încă o dată îi urez succes, Mădălina. Mădălina, că nici o trebuie să mă țin de fel. Bună ziua! Vreau să mulțumesc în primul rând primarului Toma Constantin pentru susținere, pentru că a crezut în mine, pentru susținerea în toate proiectele pe care le-am demarat până să ajung să accept propunerea partidului. Eu am discutat de multe ori cu domnul primar în diferite acțiuni și de fiecare dată m-a susținut și ne-a ajutat chiar și cu demersul pe care l-am făcut pentru Spitalul Județean cu stomatologia de urgență. Chiar dacă atunci era la USR. Chiar dacă eram un alt partid. Sunt convinsă că pot să-mi duc proiectele mai departe, în domeniile care mie îmi plac și o să mă implic cât o să pot. Vor fi cele de sănătate și cele sociale. Dacă am puțin întrebări. Ce v-a determinat să plecați de la USR, un partid care se laudă că fiind plină efervescență, și să veniți la PSD?
De la USR mi-am dat demisia pe 28 mai. Atunci am decis, adică știți foarte bine, când a început perioada aceasta de pandemie, eu nu am mai activat politic, chiar nu am vrut să activez politic într-un fel, nu mi s-a părut corect. M-am dedicat strict carierei mele și demersurilor pentru tot ceea ce a fost cu stomatologia de urgență și voluntariatul la Crucea Roșie. Au existat tensiuni la vremea aceea și sunt lucruri, au fost lucruri care mie nu-mi plac, mie nu-mi plac conflictele, le evit și nu-mi place să le creez. Și atunci am decis că trebuie să plec. Am luat această pauză, în această perioadă toate partidele politice mi-au făcut oferte. Am discutat cu toată lumea, aici am considerat a mea la PSD, pentru că de fapt am venit alături de domnul primar, pentru că aici am simțit că pot să merg mai departe cu toate proiectele pe care vreau să le realizez.